Bun, deci avem o situație, da? Să zicem că vrem să ridicăm profilul longitudinal cu o valoare, da? Tot profilul longitudinal vrem să-l ridicăm mai sus. Pentru asta există butonul respectiv, da? Adică ridică cota, lungul, cu o valoare, da? Cu elevație. Poți să ridici tot lungul sau doar o porțiune care vrei. Da? Și să zicem că vrem să-l ridicăm cu 1 metru, da? E, nu se întâmplă nimic, nu s-a ridicat. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în profil longitudinal, da, dacă dăm click pe butonul ăsta, se deschide o fereastră și aici avem toate elementele cum ar veni, da? Și aici vedem că există un element care este încuiat cum ar veni, da? Adică nu se poate modifica. Trebuie să identificăm acest element și să vedem cum să-l facem să fie și el dinamic, da? Adică în cazul meu este elementul 4, este identificat după triunghiul ăsta, dacă mut la elementul 3, se mută și triunghiul la elementul 3, îl mut la 4, identific elementul respectiv. Și dacă mă uit eu aici, am o rază care nu are conectat, cum ar veni, este format elementele înainte și după rază, da? Nu se intersectează. Aici elementele se intersectează, dar sunt extinse. Linia dreaptă, da? Este extinsă una cu alta și este formată raza din tangență la aceste elemente. Dar aici, în partea asta, la altă, pur și simplu se extinde, cum ar veni până la linia respectivă și aici la fel. Deci nu sunt extinse liniile. Da? Și atunci noi, ca să rezolvăm această problemă, trebuie să le extindem. Pentru asta folosim Solve Tangent Intersection, da? Adică să rezolvăm tangențele. Se poate face în felul următor, rezolvarea tangenților, sau dacă există tabelul ăsta cu elementele curbei, se poate pur și simplu selecta un punct de la linie, de la segment și celălalt. Și când le unim, da, ele practic n-a mers. Mai selectăm o dată. S-ar putea să nu-l fi nimerit. Da, nu e ăsta, e celălalt punct probabil. Da, a mers. Da, și acum dacă ne uităm în tabel, toate elementele, da, sunt descuiate cum ar veni, da? Și acum noi dacă încercăm să ridicăm profilul longitudinal cu 1 metru, el se ridică. Da? Deci înainte, dacă nu se ridică, trebuie verificat aici dacă există vreun element încuiat sau descuiat.